Bine v-am găsit, dragi prieteni ai basketului, sunt Radu Avramescu. Ne aflăm la Mediaș pentru partida din 16.000 Euro Challenge contra belgenilor de la Antwerp Giants. Port of Antwerp Giants se numește echipa. Pe poziția 3 a belgenii, pe 4 Mediașul, care are serioase probleme de lot. Să vedem însă dacă basketbaliștii lui Marshall Center o să știe să treacă peste aceste probleme. Mulți jucători accidentați în lotul Mediașului. Mediașul care a pierdut ultima partidă din Liga Națională Masculină la Ploiești, 68-82. În turul acestei partide, Mediașul a pierdut cu belgenii de la Anverp 79-97. Să vedem ce se va întâmpla în retur. Iată și lotul lui Marcel Center, acum în prim plan. Antrenorul echipei adverse, Paul Verbeek, are la dispoziție un lot mai numeros. Iată pe jucătorul lui Verbeek. Vom vedea și cu cine intră pe teren Verbeek. Verbeek cu ultimele indicații pentru basketbaliștii săi. Mediașul, singura echipă în România care este în această fază a competiției în Euro Challenge. Iată și brigada de arbitri. În grupa I, așadar, Gazvetar Mediaș și Antwerp Giants. În grupa K se joacă acum Triumph Liberty contra Dijon, 34-25. Trebuie să înceapă și în grupa L, Minsk contra Tehospor Kotka. Câteva momente trebuie să înceapă această partidă. Ca în fiecare săptămână veți vedea mult basket la DigiSport. Când o să am puțin răgaz, o să vă spun care este programul acestei săptămâni. A început partida noastră cu Anverp în ofensivă. Stewart conduce acest atac. Primele puncte marcate de Spița. Un sârb din Novi Sad, Marco Spița, 2,5 m. Ai noștri au început cu Shiloh, Kemba, Rojevic, Bogavac și Radetic. De partea cealaltă, Turner, Spița, Stewart, Mema și Dezeu. Turner. Stewart pasează pentru Dezeu. Spița pasează la interior. Turner, după blocaj, Turner schimbă direcția frumos, dar nu poate pasa, minge interceptată. Shiloh se demarcă în 45 de grade. Shiloh întoarce la Kemp.
Radetic cere mingea, Maroievici nu-i poate pasa, lasă la Kemp, Kemp, frumoasă schimbarea de direcție, nu reușește să păcălească acolo cu Fentă, ratează și recuperează Mema. Mema, după blocaj, stop și de două puncte. Da, liber după pick and roll. Mema, iată, Maroievici n-a ieșit la help. Shalo, bună pasa. Să vedem și aruncarea ratată. Bogava a încercat să-l angajeze cu o pasă pe la spate pe Maroievici. Radetic este cel care a ratat mai devreme aruncarea din afara semicercului. Shalo. Însă Radetic, Maroievici, handoff cu Shalo. Maroievici nu poate lua prin planul. Stewart, stop shoot de 3 puncte în tranziție ofensivă, recuperează și 2 puncte după o fentă foarte bună reușită de Dezeu. Maxim Dezeu, un belgian de 2 metri 4 centimetri, joacă pe poziția 4, power forward. Maroievici, Bogavac. Bogavac scapă mingea și calcă în afara terenului. Recuperare ofensivă după ratare a lui Stewart, care marchează. Time out cerut de Marcel Center pentru a opri acest start foarte bun al belgienilor. Hai să ne trezim, haide să organizăm jocul. Nu putem să marșăm pe aceste acțiuni individuale, spune Marcel Center, foarte nervos în debutul meciului. Shalo aduce mingea pentru Gazmetar. Handoff, de care Radetic blochează Maroievici. Shalo are spațiu pentru stop shoot și marchează Kyle Shalo. La 4 pentru Amber Giants. Mema pătrunde și este faultat de Bogavac. Greșeală personală, Zandi și Bogavac. S-a apărat bine Radetic, Stewart Iatușa încearcă să paseze și cred că mingea a ieșit din piciorul lui Maroievici. Repunere din spatele tușei de fund pentru Giants. Stewart, un fade away. Nereușit însă, Shalo. Kemp coboară în 45 de grade în partea opusă. Maroievici se la pasă. Kemp.
Își depășește frumos adversarul. Camp se duce până în coș. Turner a fost depășit. N-a mai ajutat nimeni. Spița pasă la interior. Mema mută mingea la Stewart. Bună Fenta! Acțiune de pivot foarte frumoasă. Reușită de Spița. Înălțat acolo Bogavaț. Maroevici nu joacă post-up, scoate mingea la Shiloh, in and out, aruncarea lui Shiloh, din păcate pentru Medieșeni. Turner. Dezeu lasă la Stewart, reprimește Dezeu care aruncă de 3 puncte fără ezitare din fața lui Radetici și marchează. Un pick and pop executat perfect. Și a încărcat bine aruncarea de zeu. Bogavaț. Sare MMA și faultează la aterizare. Camp prepune din spatele tușe de fond cu destulă dificultate, s-au apurat bine Bergenii. Shiloh a intrat cu numărul 4 Murs pentru Bergeni. Faultează Spița. Intra și Tudor Dumitrescu pentru media și ratează Bogavaț top shoot-ul de la semidistanță. Turner. Stewart. Bună acțiunea, dar ratează cu panoul de zeu. Camp. Bogavaț lasă la Shiloh. Radetic se bate pentru prim plan cu Spița. Ratează Bogavaț, bună Fenta, marchează două puncte la interior, venită pe mâna lui Bogavaț. Turner, Spița, încearcă să ia prin planul Radetic, se apără bine din față. Aruncă Turner de 3 puncte, ratează și recuperează Bogavaț. Shiloh. Pentru Camp, care se duce peste Turner și reușește să înscrie. Bună pătrunderea, bună și Fenta de plecare spre centru, a continuat pe tușă. Strânge Shiloh, dar este sancționat cu fault la acțiunea lui Dezeu. Zeu la linia de aruncări libere. Ambele aruncări transformate de Dezeu. 15 la 10 pentru Under Giants.
Radetiș la interior, semicălic de dreapta, ratat. Turner. Stewart. Pearson pasează și blochează pentru Stewart. Turner ține mingea în dribbling. Foarte frumoasă acțiunea, reușită acum de Dezeu. Fentă de pasă, continuă în pătrundere, Radetiș păcălit, Dezeu rămâne singur cu panoul. Bogava. Camp. Radetiș, Camp rămâne liber la 3 puncte, ratează însă și recuperează Stewart. Pearson, înapoi la Stewart, care ia tușa, stop shoot-ul lui Stewart de lângă Radetiș, marcat. Foarte bun acest stop shoot, dintr-un ușor step back. Dar dacă Radetiș este mai înalt, n-a reușit să-l prindă la capac pe Stewart, care a aruncat foarte repede. Gavaț, Maroievic, Andrew Maroievic cu Shiloh. Încearcă Maroievic să ia prin planul, a căzut însă după contactul cu mai puternicul Spiza. Am intrat în ultimele 2 minute ale primului sfert. Pe Spița acolo, exces de zel în defensivă. Doar aruncări libere pentru Kyle Shiloh. Turner, aproape de o pasă la intercepție, Bogavac n-a atins însă mingea, recuperează Maroievic și lasă la Camp. Camp pentru Maroievic, Bogavac, Shiloh în colțul terenului. A angajat Maroievic acum, ia tușa, bine Maroievic, dar ratează cu depășirea inerului. Turner lansează contraatacul, Moores pentru Pearson. Încă 2 puncte pe contraatac pentru Amber Giants. Exact asta a spus Paul Verwijk la timeout, după recuperare, dați repede drumul la minge pentru Fazbeck. Camp aruncă Dumitrescu și marchează. Specialitatea lui Tudor Dumitrescu. Turner pentru Moores. Aruncă Moores. Recuperează Camp. Ratează Bogavac. Moores, Pearson, blochează pentru el, Moores, continuă, găsit liber, Pearson, în strie, de lângă Camp, fără probleme, după fentă. ...23-14, ultimele secunde ale primului sfert, cu Camp, cu mingea în dribbling. Aruncă Maroievic și coșul este valabil. N-a avut soluție de pasare și a văzut că trece timpul. Iată, departe de el Spița, Maroievic are timp să încarce pentru șut și înscrie în ultima secundă a sfertului întâi.
23 la 16 pentru oaspeții de la Mother Giants. 9 puncte de zeu, câte 4 puncte Spița și Stewart. În poarta cealaltă, Willie Camp are 6 puncte, Bogavac 2 puncte, dar 4 rebounduri în primele 10 minute ale acestei partide din grupa I Euro Challenge. 16. Și câțiva suportere belgenilor aici la Mediaș. Începe sfertul al doilea cu Mediașul în ofensivă. Shailo pentru Bogavac, cere mingea Maroevici, Maroevici lasă la Camp, prea în față pasa Dumitrescu, încă un coș de 3 puncte reușit de Tudor Dumitrescu. 23 la 19. Se duce fără coș Mors. Păi și prea ușor pe Dumitrescu. Maroevici, Tudor Dumitrescu, blochează Bogavac, Maroevici. Zeu în spatele lui, face fentă Dumitrescu, ratează stop shoot-ul, păcat, acțiune frumoasă a lui Dumitrescu. Și faultează acum la Turner pentru a opri contraatacul. Pearson lasă la Morris, blochează, primește Pearson, se întoarce frumos pe mâna stângă și marchează de lângă Maroevici. Și deși șchiopătează, Pearson este foarte util până acum echipei lui Vervec. Shailo întoarce bine mingea la Bogavac, Dumitrescu, Camp în colțul terenului. Au pierdut pe rând un tempo medieșenii. Aruncă acum Shailo de 3 puncte și scutură plasa. Kyle Shailo. ...27 la 22 pentru Amber Giants. Pearson. Mors. Pearson se luptă pentru Clinton. S-a apărat bine Dumitrescu. Pătrunde însă de zeu și reușește slam dunk-ul cu mâna stângă. Maroevici prea lent și a ezitat să faulteze Maroevici. Iată și acum Maroevici se împiedică și face abatere de pași lângă același de zeu. Și
Shailo. Bogavat l-a ajutat cu blocajul în prima fază. Shailo continuă, aruncă Shailo și marchează cu panoul. Ce coș reușit de Kyle Shailo. 31-24. Pearson a traversat Morris, n-a putut primi. Din nou Morris în spațiul de 3 secunde, scoate bine la Dezeu. Reprimește Dezeu, aruncă însă scurt și va fi posesie pentru Medias. Numărul 21, Bojan Radetić. Astăzi la Federația Română de Basket a avut loc o conferință de presă. Muria Pun, Tudor Costescu, Adrian Voinescu. Muria Pun și-a prezentat noi colaboratori. Desigur că puteți vedea cele mai importante declarații în această conferință de presă în știrile Digi Sport. Dezeu, hand-off cu Stewart. Stewart continuă în dribbling. Scoate la Turner. Reprimește Stewart. Radetić n-a fost păcălit de acel jet step. Aproape de intercepție, Ken. Pentru Pearson, Pearson scapă mingea din dribbling, reușește pirueta, apoi și marchează Pearson. Șchiopătează la întoarcerea în defensivă, dar iată ce acțiune a făcut Pearson după ce scăpoase în primă fază mingea. Tudor Dumitrescu ar fi putut o intercepta dacă era puțin mai atent. Pătrunde Bogavaț și este fault. Spuneam că vom avea basket din această săptămână. Joi, trei partide din Euroliga, top 16, pe Digi Sport 3, început cu ora 18, avem Locomotiv cu Ban Krasnodar, Real Madrid, Olympiacos, Pireu vs. Anadolu Efes și apoi Unicaja Malaga, Panathinaikos, Athera. Vineri încă două meciuri de basket, de la 17:45 pe Digi Sport 3 avem BC Mureș, CSU Ploiești, etapa 18-a din Liga Națională. Pe Digi Sport 2 de la 11:30 seara, Galatasaray vs. CSKA Moscova, partidă prezentată în premieră pe Digi Sport 2. Duminică, Steaua CSM Exim Bank versus BC Timișoara de la ora 18 pe Digi Sport 3. Bogavaț la linia de aruncări liber. Turner aduce mingea pentru Jans.
Dumnezeu, Pearson, cere în spațiul de 3 secunde, Pearson se întoarce pe mâna stângă și marchează. Pare în suferință Pearson, dar nu este deloc așa. A jucat perfect din momentul în care a intrat pe teren pentru Amber Giants. Dumitrescu, liber la 3 puncte, marchează Tudor Dumitrescu. Al treilea coș din afara semicercului pentru Dumitrescu. Zece puncte Pearson, două recuperări, o pasă decisivă. Dezeu pentru același Pearson care scoate la Moores. Turner cu un floater ratat, recuperează Solopa. A ratat Kemp. Shiloh liber la 3 puncte, ratează și el. Turner recuperează. Turner lasă la Moores. Moores până în coș. Prea simplu. Dumitrescu depășit. Păcălit cu acest crossover. Kemp. Faultat de Turner. Două aruncări libere pentru Willie Kemp. Are ritm în partida. Reușește prima aruncare liberă, Kemp, cu ceva emoții. E bine că rămânem aproape pe tabelă de Amber Giants. Să vedem însă vârsta fizic Medieșeni în partea a doua. Spuneam, lotul lui Marcel Center este restrâns. Încă Moores scurt, se boate de zeu la recuperare. Prinsă Bogabas. Era Bogabas, era Solopa, scuzați. Foarte rapid este Moores. Simons, în tranziție ofensivă, coș de 3. Ca sus pentru el. Dumitrescu bagă mingea bine la Radetic, faultat în momentul acțiunii. And one pentru Radetic. Să vedem aruncarea liberă suplimentară. Gazul și, într-adevăr, basketbaliștii lui Center câștigă o minge. Kemp. Bună schimbarea de ritm, un dribbling. Păcăliți adversarii și două puncte pentru Kemp. Iată, s-a oprit aici, apoi a plecat din nou spre coș. Moores. Pearson. Mută la Stewart. Stewart, liber la 3 puncte, aruncă și marchează Stewart. 7 puncte și pentru el, 2 recuperări, o pasă decisivă. Cel mai bun marcator este Dezeu cu 13 puncte. În cot al lui Solopa. Solopa.
în plină figură de zeu. Nu dau seama dacă a fost intenții sau nu. Solopa a părut că nu l-a văzut pe Dezeu acolo. Intrase-se de moarce. Perfect, în prim plan mai devreme. Repune Mors pentru Turner și reprimește. Simons. Aruncă Simons și marchează. Al doilea cuș de 3 puncte pentru Simons. Solopa, Shailo a încercat o demarcare backdoor, Simons a curat bine. Acum primește Shailo de la camp și anunță schem. Cade, își blochează pentru Dumitrescu. Simons a curat bine anticipat la ieșirea spre semicercul de 3 puncte al lui Dumitrescu și în capcană Shailo aproape să piardă, este poziție pentru Mediaș însă. 1 minut și 37 de secunde până la finalul sfertului al doilea. 10 puncte între Antwerp Giants și Gaz Metal Mediaș. Este timeout cerut de Marcel Center. Finalizare cu poată la volet pentru Maleiup. Nu blochezi, faci un blocaj fals. Ar fi obiși de regla în el. Să vedem dacă va funcționa această schemă în acel centru. Iată, pasa pentru Radetic. Se fără pași însă la Radetic, care a prins mingea, dar n-a putut-o arunca și a aterizat cu mingea în mână. Pasa a ajuns însă unde trebuie, unde și-a dorit center. Turner pentru Morris, Stewart, în colț Simons. Pearson. Morris. Morris foarte rapid, Shailo. Călcat pentru a sări la capac, dar a fost fault înainte pe pătrunderea lui Murs. Dumitrescu din nou depășit. Prea lent pentru Murs. Face foarte rapid aceste crossover-uri. Roel Mors născut în 1978 la Harenthal, în Belgia.
Shailo întoarce la Radetic, Kemp face fentă, pătrunde Kemp pe tușe, se duce până în coș, foarte frumos. Și foul. Faultul lui Simmons. Ce Horea Cristian pentru aceste ultime secunde ale primei părți a meciului. 9 puncte avantaj Amber Giants aici la Medeș. Turner, doar 1.76 are Turner. Stewart în colțul terenului. Mort încerca să scoată acea minge. Cristian scapă din dribling. Pearson, pasă aproape interceptată de Shailo și faultul lui Radet. Turner ține mingea în ultimele secunde ale șutului al doilea. Turner pleacă în pătrundere. Simmons a coborât. Turner a crezut că își va păstra locul pe semicerc pentru aruncare. Solopa pasă pentru Shailo, care trebuie să arunce. Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai basketului. Suntem la media și Gaz Metan contra Antwerp Giants, 39-48 la pauză. Scorul pe sferturi, 16-23 și 23-25. Ambele sferturi câștigate așadar de echipa oaspete. Gaz Metan are 10 din 17 de 2 puncte, aproape de 59% procentajul, de 3 puncte, 4 din 9, 7 din 8 aruncări libere, cu 12 recuperări la total. Giants 16 din 22 de 2 puncte, 4 din 9 de 3 puncte, la fel ca media, și 4 din 4 libere și tot 12 recuperări, așadar diferența făcută la aruncările de 2 puncte, unde belgenii ne-au fost superiori. Cel mai bun marcator în tabăra lui Marcel Center este Willie Kemp cu 13 puncte, la care adaugă o recuperare și 4 pase decisive. 13 puncte are și Dezeu de la Giants. A început sfertul al treilea cu aruncarea lui Stewart de 3 puncte reușită. Shailo conduce jocul pentru Medieșeni. Pe pozițiile 2-3 sunt Kemp și Tudor Dumitrescu. Maroievi și Bogavaț sub panou. Shailo, liber la 3 puncte, ratează. Bogavaț nu poate prinde de lângă Nema. Stewart pentru Dezeu. Shailo aproape de intercepție. Turner însă mai bine plasat. Foarte cald s-a plasat între Shailo și minge. Și a revenit în ofensivă. Aruncă Turner de 3 puncte. Ratează. Prinde Mema. Și este faultat. Mema pentru Spița, faultat de Maroievici. Spița pentru Dezeu. Apare Stewart. Stewart, după fenta de pasă, rămâne liber, dar ratează. Bogavaț, Kemp. Patru de Kemp și lasă foarte frumos pentru Shailo.
Da, era riscant o aruncare oferită de la distanță mare. Shiloh a venit lansat și n-a volebolat elegant. Turner pentru Stewart. Dezeu. Mema. Încerca Spița să ia prin planul. Dezeu. Face fentă. Dezeu aruncă de lângă Shiloh și ratează. Shiloh până în coș, ratează Shiloh din păcate. Turner. Accelerează Turner și este faultat de Kemp. Stewart pentru Spița. Ușor neatent Spița. Începe toată cum scoate. Shiloh. Kemp. Dumitrescu încerca să traverseze. Un dublu blocaj. Pasă bună în spate pentru Bogava. Stewart păcălit backdoor. S-au apărat anticipat la ieșirea lui Tudor Dumitrescu belgenii și a fost vulnerabil sub panou la apariția lui Bogavaț. Marchează Bogavaț. Mediașul la 8 puncte acum în spatele celor de la Giants. Fault din nou Maroievic. Mema lasă la Dezeu. Turner mută pentru Stewart. Stewart îl păcălește pe Maroievic fără mare efort, dar ratează stop shoot-ul. A făcut doar fentă de pătrundere, iar Maroievic a plecat pe propriul coș. Dumitrescu aruncă de la distanță și marchează a patra reușită de 3 puncte pentru Tudor Dumitrescu. Dezeu ratează cu mâna stângă de lângă Bogavaț și apoi faultează. Și pleacă în partea opusă. Handoff Maroievic cu Kemp. Maroievic îl ajută din nou pe Kemp cu blocajul. Primește acum Maroievic. Mută mingea târziu însă. Shiloh trebuie să arunce. O face acum și deși liber arunca foarte scurt. Stewart. A venit Spitz așa cu lesa cea minge pentru Turner. Pearson, faultat de Bogavaț. Sunt în bonus belgenii. Mai mult de jumătate de sfert în bonus cei de la Antwerp Giants. Va fi o problemă pentru ei. Pearson marchează prima aruncare liberă.
reușește și pe cea de-a doua. Camp. Radetici pentru Maroevic. Apare Dumitrescu, urmărit de Stewart. Care știe că nu trebuie să-l mai lase liber pe Dumitrescu. Bogavaț n-are noroc. Îi face semnul arbitrului că a fost faultat. Turner până în coș, micuțul Turner. Același lucru îl vrea Vervec de la jucătorii săi. După recuperare să țâșnească pe contraatac. Marcel Center. Am vorbat despre niște blocaje. Iată, este Dumitrescu din blocaj. A avut spațiu pentru aruncare, dar nu s-a oprit. Cam, Radetic în luptă cu Stewart. Radetic marchează cu panoul peste spița. Dumitrescu la recuperare. Faultat de Stewart. Greșeală personală de Alex Newells. Schimbarea la Giants. Intră cu numărul 4, Ryan Mills. Este de Alex Newells. Fac pressing belgenii la repunere. Camp pentru Radetic, Maroevic. Interceptează micuțul Turner și trece rapid de Dumitrescu. Lasă mingea pentru Morse, care marchează pe contraatac. Dumitrescu a faultat și îi făcea semnul arbitrului că ar fi trebuit să oprească jocul. Turner însă foarte iute a dat drumul poasei pe contraatac. Camp pentru Maroevic, aruncare de la semidistanță ratată, prinde Bogavaț. Bogavaț împinge acolo Mema. Greșeală de semnală, Jovan Mvema. Din nou Simons pe teren. Intră și Solopa la noi. A ieșit Maroevic. Bogavaț pentru Camp. Solopa blochează sus Willy Camp. În pătrundere, ratează Camp, prinde spița și lasă la Turner. Morse. Radetic lângă el. Morse, bună pasa, ratează Simons.
Recuperează Solopa. Kemp împinge pentru Bogavaț. Bogavaț în spatele său este Turner. Mismatch. Turner iese la intercepție. Bogavaț cu panoul ratează. Recuperează Solopa. Ratează și el. Bogavaț se bate acolo. Simmons, cel care recuperează. Turner. Pătrund de Turner scoate la Pearson. Aruncă Simmons. Al treilea coș de 3 puncte pentru Simmons. Aruncare foarte frumoasă a lui Simmons. Bogavaț. Dumitrescu, Solopa blochează târziu. Dumitrescu nu mai poate ieși liber. Radetiș, Dumitrescu, minge furată de Turner. Turner pentru Simmons. Încă 2 puncte pe contraatac pentru Giants. 62-48, 2 minute și 37 de secunde rămase din sfertul al treilea. Multe puncte care vin pe fast break pentru belgieni. Mișcați mingea în atac, pasați foarte repede. Asta este tot ce vreau, spune Vorbeck. Bineînțeles, dacă nu reușim să marcăm din contraatac. Dumitrescu, după blocaj, aruncă de 3 puncte și marchează Tudor Dumitrescu. ...15 puncte pentru el, toate venite în urma aruncărilor din afara semicercului. Pearson, Petuș, mâna stângă, ratează, recuperează ofensiv peste Solopa și scoate mingea la spița. Turner, aruncă Turner de 3 puncte, ratează, prinde Shiloh. Kemp. Stop shoot, Kemp. La recuperare a fost mai bine plasat Pearson. Lăsată la Morse. Marchează spița. Pick, re-pick. Nu poate primi spița. Dumitrescu îl cheamă pe Radetic. Radetic. Kemp. Radetic aruncă de 3 puncte. Ratează Radetic. A prins Solopa. Kemp din afara semicercului. Ratează și el. Solopa aproape să-i fure mingea lui Pearson. Belgenii au însă atacul. Intrăm în ultimul minut al sfertului al treilea. Simmons. Pentru Turner. Apare Morse. Un curl scurt. A întors pentru Pearson. Shiloh a văzut pasans. Dumitrescu face fentă. Dumitrescu lasă la Solopa, căpăcit din spate de Simmons. Turner. Aruncă spița și ratează. Prinde Kemp.
Sulopa, aruncare de 3 puncte, scutură plasa, Sulopa. 54-62, ne apropiem în finalul sfertului al treilea de Belgium pe tabelă. Moores pierde din dribling și acesta este scorul după 3 sferturi, 62-54 pentru Amber Giants pe terenul celor de la Gazvetan. Și 2-54. Asta înseamnă că în acest sfert al treilea au condus medieșenii cu 15-14. Dumitrescu, 13 puncte Kemp, 10 puncte Shiloh. De partea cealaltă 12 puncte Pearson, 11 puncte Simmons, 13 puncte de zeu, cel mai mult marcator, 10 puncte are și Stewart, 8 puncte Morris, nu mai mulți jucători. Trec de 10 puncte, revedem coșul de 3 puncte al lui Dumitrescu. Basketul este joi, mâine nu avem basket așadar. Joi pe Digisport 3, 3 partide din top 16 din Euroliga. Locomotiv cu Krasnodar, Real Madrid, de la ora 18 pe Digisport 3. Meci urmat de Olympiacos Pireu, Anadolu Efes și apoi Unicaja Malaga, Panathinaikos Athens. Începe ultimul sfert al meciului, media și rând ofensivă. Kemp lasă mingea la Boga. Boga se pleacă pe lângă Simmons, două fente, dar pasa este interceptată de Dezeu. Simmons întoarce la Dezeu. Turner pentru Morris. Morris aruncă Dezeu. A călcat însă, cred, în afara terenului. A avut ușa sub faltă de zeu în momentul în care a primit mingea. Iată, aici, călcheiul stâng este pe ușa laterală. Kemp rămâne liber la 3 puncte. Ratează Kemp. Shiloh plutește, dar nu poate recupera ofensiv. Morris. De zeu în colțul terenului pentru Turner. Pearson după fentă, Pearson ratează, Radetic nu poate recupera și este fault. Deci a funcționat Dorian Radetic. Scapă mingea, Kemp pe contraatac. Trebuie să se oprească, s-au repliat bine belgienii. Bogavat pleacă pe lângă Simmons, care îi fură mingea, iar Bogavat faultează. Apel la calm din partea lui Marcel Center. Turn, face fentă, scoate mingea la Morris. Dezeu lucrează în prima fază. Morris scoate la Pearson, aruncare de 3 puncte, marchează Pearson.
coșul este de 3 puncte. 15 puncte, 6 recuperări, 2 pase decisive, Pearson. Cerut principal al belgenilor Paul Verbeek. Willie Kemp va bloca pentru pivot. Și apoi blocaj la omul cu minge din partea pivotului. Vom vedea următoarea ofensivă a mediașului această schemă. Acum belgenii în atac, Simmons pasează și coboară. Pearson scoate în colțul terenului pentru Dezeu. Dezeu pasează frumos pentru Pearson. Combinație spectaculoasă între cei doi jucători înalți ai celor de la Amber Giants. Simmons reprimește de zeu. Simmons, top shoot, ratează. Pearson lovește cu mingea în Shiloh și posesie pentru Amber Giants. Turner lasă la Simmons. Urcă de zeu la blocaj. Simmons pasează greșit. Kemp faultat de Turner. Două libere pentru Kemp, iar Turner făcea semn că el a faultat jos și nu pe aruncare. A intrat Stewart pe teren. Chiază Kemp prima aruncare liberă. Reușită și cea de-a doua. Morris lasă la Stewart, Pearson blochează și coboară sub panou. A venit bine Dumitrescu din spate. Fuge
funcționat, să spunem, aproape bine rotația. Pearson, impecabil Pearson. Ryan Pearson, un american din New York, născut în 1990, 1,98 m, power forward, acțiuni bune de la interior, în mână, foarte bună, de la semi distanță. Pearson are 19 puncte, 7 rebounduri și 2 pase decisive. Cel mai bun jucător al meciului, s-a părut, și o spune și statistica. A reușit însă punctele fără să arunce de multe ori, și doar are și procentaje bune Pearson. Din 10 din acțiune, 7 din 9 de 2 puncte, acum 7 din 10 după această ratare și o aruncare de 3 puncte reușit de încerc. Shaq, Radic, și a lăsat la Wilkin. Faultul lui Pearson. Ryan Pearson. Mingea din dribbling Bogavas, Turner accelerează și lasă la Morse. Încă 2 puncte pentru Amber Jans pe contraatac. Recuperează Bogavas și din nou minge furată din mână. Pearson marchează cu panoul, Bogavas foarte supărat pe arbitri, așa cum este și Pearson acum. Dumitrescu s-a bătut pe acea minge, Shiloh, într-adevăr Shiloh a făcut fault în prima fază. Pireta ratează, recuperează și marchează Kyle Shiloh. Vervec a spus echipei sale, ei nu se mai întorc în apărare. În momentul să venim peste ei pe fast break. Stewart, căpăcit din spate de Radetic, dar se fură fault.
fac curat, fără probleme, nici cum faul. Surprinși parcă și belgenii de decizii arbitrului. Stewart aruncă scurt prima liberă. Preșeală personală Roy Mors. Frumoasă poasa lui Kemp pentru Shiloh. Faultul lui Mors, în momentul în care Shiloh se încărca pentru aruncare. Shiloh a făcut un meci bun, 12 puncte, 3 recuperări, o pasă decisivă. Shiloh, una din piesele care constituie forța ofensivă în echipa lui Marcel Center. Marchează ambele libere, Shiloh. A ieșit Kemp. A intrat din nou Maria Cristian. Pearson lasă la Stewart. Turner primește acum. Dezeu blochează. Turner pentru Stewart, reprimește Turner, stop shoot de 2 puncte, marchează Turner. Ultimele 3 minute ale partidei, o partidă dominată de Amber Giants. Radetic aruncă de la mare distanță, in and out, însă, și prinde Stewart. Dezeu a încercat un slam dunk pe urmărire. Shiloh se oprește la 3 puncte, marchează Kyle Shiloh. 66-75. Morse. Pierce face fentă. Scoate la Morse, aruncare de 3 puncte ratată. Pearson este cel care împinge mingea în afara terenului. Solopa ratează, urmărește Radetic și pune mingea în coș cu panoul, 68-75. Sunt doar 7 puncte acum în favoarea belgerilor. 2 minute de joc. Pearson pentru Stewart. Apare Turner din blocajul lui Pearson. Schimbă locurile Stewart cu Morris, aruncă Stewart și marchează de lângă Horia Cristian. Ce catch and shoot reușește Stewart. Iată, și-a așezat întâi piciorul stâng către coș. În urma dreptul s-a echilibrat și a aruncat perfect. Ca la carte. Din nou 10 puncte între belgeni și medici. Marchează Kemp. Morse. Pearson. Spița ratează, recuperează Solopa. Shiloh. Shiloh pentru Kemp. Aruncare de 3 puncte a lui Kemp. Reușită. 73-78. Un minut de joc. Un minut și 6 secunde. La 5 puncte Mediașul.
final frumos de partidă, cu Mediașul revenind pe tabelă. ...19-16 pentru Mediaș în acest sfert. Mediașenii au câștigat și sfertul al treilea, dar la doar un punct, 15-14. A vorbit mai mult de defensivă Marcel Center. Ține mingea Turner, capcană. Pearson ratează de sub panou, recuperează însă Stewart pentru moment, apoi Tudor Dumitrescu fură mingea. Kemp, Dumitrescu lovit la față, a rămas în terenul de apărare. Aruncă Shiloh de 3 puncte și marchează Kyle Shiloh. 76-78, 35 de secunde. Amber în ofensivă. Morse anunță Horns. Capă din dribling în fața lui Shiloh. Se dublează bine ai noștri. Spița, Pearson, faultat. Da, faultul lui Dumitrescu, a blocat brațul drept al lui Pearson. Și Dumitrescu este lovit în obrazul stâng, l-am văzut acum în prim plan. Are intrat Bogavat Pearson la linia de aruncări libere. Avem nevoie să rateze măcar una. Pentru a avea șansa unui overtime. Marchează prima aruncare. Și 2 de puncte Pearson, 7 recuperări, 2 pase decisive. În stiecea a doua aruncare, diferența este de 4 puncte. Trebuie să marcăm repede un coș, nu contează dacă e de 2 sau de 3 puncte. Kemp aruncă de 3 puncte, Kemp. Scurt însă. Prinde Stewart și este faultat de Shiloh. Aruncă libere pentru Stewart și Marcel Center știe că echipa sa este învinsă, însă o cu totul altă atitudine probabil și cursa jocului față de tur, mă refer doar la scor, vă spuneam în tur, am mers cu neînvins 97-79. Mediașul, să nu uităm, cu un lot, o bancă mult prea scurtă. Ratează Stewart. Kemp accelerează. Ajunge mingea la Radetici, dar ratează Dumitrescu. Aruncare de 3 puncte. Marchează Dumitrescu. Cred că a fost valabil coșul. 79-81. Ne înving belgenii la doar 2 puncte. Da, tabela a arătat 0-0, dar cred că momentul în care a eliberat mingea Dumitrescu, eram în timp, cum se spune. Marcel Center pierde acasă cu Amber Giants, dar într-adevăr coșul a fost valabil, iată. Pierde, cum spuneam, Mediașul, dar s-a jucat frumos.
Poate că i-a lăsat pe belgeni să se distanțeze prea tare. Scorul acestui ultim sfert, 25 la 19 pentru Mediaș. Eu sunt Radu Abramescu, vă mulțumesc pentru faptul că rămâneți alături de canalele Digi Sport și bineînțeles pentru faptul că sunteți alături de noi. La revedere!